ceai antialergic, tinctură antialergică și capsule antialergic. Compoziție: 3 frați pătați, frunze de coacăz negru, rădăcină de lemn dulce, osul iepurelui, pir și brusture. Ceaiul, tinctura și capsulele au caracter antialergic, antiinflamator, antioxidant, depurativ și diuretic. Se recomandă pentru îmbunătățirea răspunsului imun la diferiți factori alergeni, ajută la păstrarea sănătății căilor respiratorii, stimulează eliminarea surplusului de apă și acid uric din organism. Mod de utilizare: ceaiul sub formă de infuzie din 1-2 doze la 200 de ml de apă fierbinte. Se beau 3 ceaiuri pe zi în cure de 30 de zile. În ceai se pune tinctură. Ceaiul se continuă cu capsulele antialergic, doza recomandată pentru adulți fiind de 3 capsule pe zi, după mesele principale. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, doza recomandată este de o capsulă pe zi, după masa de prânz. Cura recomandată este de 40 de zile. Ceai din frunze de coacăz negru. Proprietăți: antihistaminic, antiinflamator, imunomodulator, depurativ și hipotensiv. Se recomandă pentru reducerea efectelor alergiilor de sezon, precum rinită alergică, conjunctivită alergică, astm alergic, urticarie sau dermatite. Contribuie la reducerea intensității efectelor date de histamină și alte substanțe alergene, prin conținutul de polifenoli. Contribuie la reglarea permeabilității vasculare și reglarea stabilității celulare în fața alergenilor. Mod de folosire: intern, sub formă de infuzie din o lingură de frunze la 200 de ml de apă. Se beau 3 căni de ceai pe zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu se administrează persoanelor alergice la unul din ingredientele produselor.